Cum anume s-au implicat studenții Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară în ajutorarea refugiaților din Ucraina? Păi, în primul rând, vreau să le mulțumesc pe această cale studenților din Republica Moldova, practic vorbitor de intermediar din punctul ăsta de vedere între noi și oaspeții noștri. De asemenea, vreau să salut ajutorarea și intenția colegilor noștri din asociațiile studențești, respectiv tuturor colegilor din universitate care s-au organizat și au făcut un stand în care strângem alimente și general neperisabile, haine și tot ce este nevoie la intrare în universitatea noastră. Aș vrea să vă întreb dacă s-au implicat și alți tineri pe lângă studenții universității, pentru că în Cluj studenții diferitelor universități leagă prietenii și nu doar cu studenții, ci și cu absolvenții tineri. Da, pot spune că s-au implicat și chiar au venit intenții din partea uniunilor studențești din România să facem un parteneriat astfel încât să fie punct de lucru la universitatea noastră. Aș vrea să vă întreb de asemenea cu ce gânduri ați văzut, cu ce sentimente tragedia care se întâmplă în Ucraina? Acum, din punctul ăsta de vedere, nu vreau să intru foarte mult în discuția generică. Putem spune că suntem alături de ei cu gândul și mai mult decât atât am încercat să luăm legătura cu oamenii cunoscuți pe care avem acolo. Dacă putem să le oferim posibilitatea să-i ajutăm cu ceva, să facem cu cel mai mare drag. Un lucru care cumva m-a impresionat din punctul ăsta de vedere, multe dintre familiile colegilor noștri din străinătate n-au fost cumva, mulți dintre ei n-au fost îndreptați înspre a veni în România și să cumva să confere ajutorul din partea noastră.